Bine ați venit la casa Domnului. Haideți să ne ridicăm în prezența Lui, conștienți că El este aici. Cântarea ridică o întrebare și tot ea răspunde. De păcat, ce m-ar spăla? Numai sângele Lui Iisus. Ah!
ce mare har să fim și în seara aceasta împreună. Vă spunem un bun venit în casa Domnului, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Cuvântul Domnului prin Iacov spune, este cineva în suferințe să se roage Domnului. Aș vrea să ne plecăm inima în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și așa cum am cântat, să simțim și în seara aceasta, din harul acesta care vine prin sângele curățitor al Domnului Iisus Hristos. Ne plecăm inimile și mintea și tot ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, slăvitul nostru Tată Ceresc, îți mulțumesc în seara aceasta pentru că în dragostea Ta Te-ai uitat la noi pe când eram încă păcătoși și Iisus Hristos, Fiul Tău, este Cel ce a murit pe cruce în locul nostru. Îți mulțumesc pentru sângele Lui. Și îți mulțumesc în seara aceasta pentru toți aceia care au simțit această curățire care vine prin sângele lui Hristos, prin credință. Te rog să binecuvintezi strângerea noastră și, Doamne, Te rog în numele Lui să lași ca această curățire să vină peste orice inimă. Te rugăm frumos, Doamne, să-i binecuvintezi pe cei ce nu sunt cu noi și Te rugăm să îi întărești, Doamne, în trupul lor pe cei bolnavi. Te rugăm să-i recuperezi, Doamne, prin puterea pe care Tu o ai. Te rog să binecuvintezi pe aceia care nu sunt mântuiți și Te rugăm frumos, ascultă rugăciunea și lasă, Doamne, ca și inimile lor să cunoască această curățire. Binecuvintează, Te rugăm, lucrarea Ta și în mod deosebit, Doamne, mă rog, pentru aceia nemântuiți, Te rog frumos, Doamne, Dumnezeule, deschide uși și dă-ne înțelepciunea Ta și dă-ne puterea Ta și ajută-ne, Doamne, să-i căutăm pe aceia care sunt nemântuiți. Binecuvintează românii din aria aceasta, cere mântuirea lor, a familiilor lor, a copiilor lor. Doamne, aduc înaintea Ta poporul Tău cu orice nevoie cu care ei se confruntă, răspunde din cerul Tău pe înalt. Și Te rugăm frumos să Te înduri de orice stare care există în mijlocul copiilor Tăi și lasă, Doamne Dumnezeule, ca puterea Ta să întărească din nou viețile și sufletele fiecăruia dintre noi. Binecuvintează strângerea noastră, binecuvintează cuvântul Tău, binecuvintează pe fratele păstor Cristi, Te rog să-i dai cuvânt în seara aceasta, binecuvintează copiii, binecuvintează, Doamne Dumnezeule, pe cei bolnavi care nu sunt aici și Te rog frumos să lucrezi în viața și în trupul lor și să lași ca puterea Ta să-i întărească acolo unde sunt. Binecuvântat să fii pentru Evanghelia Ta care se propovăduiește pretutindeni pe pământul acesta, întărește slujitorii Tăi. Și Te rugăm frumos, Doamne, să lași ca și în seara aceasta, prin cuvântul Tău, oameni nemântuiți să ajungă la mântuirea Ta. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupăm locurile, vom continua să lăudăm pe Domnul printr-o cântare și un refren, apoi vom avea momentele de rugăciune. Când ce-ai fost părăsit
iertat, ai fost condamnat. Și viață am acum, iar Duhul tău e mine, căci ai murit și ai înviat. Ce dragoste Amen.
lucru care l-am practicat și continuăm să-l practicăm în Biserica Emanuel este rugăciunea. Socotesc că nimic nu este mai important decât rugăciunea în viața noastră personală, în viața Bisericii, în lucrarea lui Dumnezeu. După masa aceasta, la momentele de rugăciune, aș vrea să citesc din Iacov, de la capitolul 5, de la versetul 13, cuvântul Domnului spune: este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Îmi dau seama că nu am timp și nici nu vreau să iau timp ca să explic textul acesta. Aș vrea să subliniez câteva gânduri pentru momentele de rugăciune. Textul acesta mi-a venit în minte și mi l-a pus Duhul Sfânt pe inimă, auzind despre vestea aceasta, fratele Podea Dumitru a avut un stroc. L-am întâlnit la priveg și la înmormântare săptămâna trecută la fratele Daniel Bucur și am rămas surprins să aud de lucrul acesta și aș vrea ca să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să-L întărească pe el, familia. În același timp aș vrea să nu uităm nici pe sora Marinela Negrei, fratele Pavel este cu noi, Domnul Dumnezeu să intervină cu puterea Lui. Frați și surori, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta este clar. Nu suntem noi aceia care putem să schimbăm situațiile prin care trecem și cu care ne confruntăm. Dar în situațiile prin care trecem, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ceea ce putem să facem este să venim înaintea lui Dumnezeu. Nu știu în seara aceasta dacă există vreo suferință personală, dacă cineva are o problemă personală pentru care ar vrea să ne rugăm. Realitatea este că suntem strânși din două părți. Pe de o parte, am vrea să spunem nevoile noastre și alții să se roage împreună cu noi. Pe de altă parte, ne este teamă că lucrul acesta ajunge să fie un motiv de discuție. În seara aceasta însă, cuvântul lui Dumnezeu spune clar: oamenii care trec prin suferință nu pot să treacă singuri. Și Biserica lui Hristos, care este acest trup formată din toate mădularele, din toți aceia care sunt parte din trupul lui Hristos, ei sunt legați. Și cei care au probleme, atunci când alții care nu au probleme, aude problemele altora, pot să facă un singur lucru, să se roage. Acest aspect de prezbiterii care să facă ungerea și lucrul acesta se practică și este un lucru la care s-au întrebat oamenii de multe ori, dar chiar trebuie făcut lucrul acesta ca Dumnezeu să intervină, care este influența, importanța uleiului și învățătura care s-a știut și se cunoaște de multă vreme este că în vremea aceea uleiul avea o calitate terapeutică, medicală. Frați și surori, cu ulei sau fără ulei, am practicat lucrul acesta și ceea ce am constatat este nici uleiul, nici rugăciunea, ci Dumnezeu este Cel ce face diferență. Și observați că există o prioritate, boala întotdeauna așteaptă vindecare. Dar există o boală a trupului, o boală fizică și există o boală spirituală, boala sufletului. Oricât am trăit pe pământul acesta și ne-am bucurat de viață în lumea aceasta,
într-o zi se sfârșește, nu știm când și unde. Un singur lucru este important, ca sufletul nostru să fie mântuit, cu alte cuvinte, să fie într-o relație cu Dumnezeu, în așa fel încât prin credință omul care trece de pe pământul acesta să aibă asigurarea că prin sângele lui Iisus Hristos păcatele lui au fost iertate, au fost spălate. Aș vrea să vă uniți împreună cu noi, noi care avem o listă de rugăciune de la Biserica Emanuel, continuăm să facem lucrul acesta rugându-ne unii pe alții și cunoscându-le nevoile și apreciez pe toți aceia care stau necurmat înaintea lui Dumnezeu și fac lucrul acesta. Dacă este cineva care are o problemă, o situație specială, cred că ar fi important să vă dau oportunitatea să o menționați în seara aceasta. Aș vrea să înțelegem că în timp ce boala și problema fizică poate avea vindecare și Dumnezeu poate să vindece și vindecă și de aceea ne rugăm și de aceea credem că Dumnezeu poate interveni în mod miraculos sau poate interveni prin doctor, este alegerea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este Cel ce în final face schimbarea, face vindecarea și afirm și cred din toată inima că acest Dumnezeu poate interveni în orice situație. Și El hotărăște timpul, hotărăște momentul, hotărăște cât ne îngăduie să trecem prin situațiile prin care trecem, dar este clar, frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu că un lucru care nu cred că l-am practicat și îl practicăm, mărturisirea păcatelor unii altora. E un lucru care este prea dificil pentru noi. Nu știu dacă soți și soții fac lucrul acesta, părinții și copiii, dar ca biserică e un lucru de care ne-am temut. Cuvântul lui Dumnezeu spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele, dar chiar dacă nu este mărturisire, partea a doua spune, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frați și surori, în sângele lui Iisus Hristos am găsit această curățire, am găsit această eliberare și cei care am fost eliberați suntem chemați să mijlocim și să facem tot ce se poate prin rugăciune. Sau chiar așa cum spune Apostolul Iacov, dacă vreunul s-a rătăcit, am socotit că unul dintre cele mai mari tragedii care se întâmplă între copiii lui Dumnezeu este această stare de îndepărtare, de răceală și dacă ne pasă unii de alții, ne pasă într-un cerc restrâns și simțim nevoile unii altora, dar dacă este de la altă biserică sau din altă parte, dacă este mai de departe, nu ne mai interesează pentru că nu ne mai doare pe noi. În momentul în care ne-ar durea pe noi, am vrea ca toți să vină și să strige către Dumnezeu pentru o problemă, într-o situație cu care ne confruntăm. Dumnezeu însă ne cheamă să ne îmbrățișăm unii pe alții în dragoste sfântă și să aducem nevoile unii altora și în mod deosebit să ne rugăm pentru aceia care poate s-au îndepărtat pe drumul credinței, au căzut. Frați și surori, ne rugăm pentru acești oameni în mod deosebit, ne rugăm pentru cei bolnavi, așa cum am amintit, pentru fratele Podia Dumitru, pentru sora Marinela, pe fratele Vasile, îl aduc înaintea dumneavoastră și ne rugăm pentru el, ne rugăm pentru sora Farc și mulțumesc Domnului că e cu noi în seara aceasta și Domnul a întărit-o și ne rugăm pentru toți aceia care avem pe lista de rugăciune. Aș vrea să ne rugăm și pentru Gianni, mulțumesc Domnului că sora Mariana e cu noi și el a făcut legământ cu Domnul și a fost în bucuria bisericii acesteia. Nu uitați să vă rugați pentru el și pentru ceilalți care au fost botezați împreună cu el, ca Domnul Dumnezeu să continue să întărească pe calea credinței. Cu orice alte gânduri pe care le aveți înaintea lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm și haideți să ne curățim întâi de toate în Duhul nostru, în rugăciunea noastră personală, în sângele lui Iisus Hristos și haideți să mijlocim unii pentru alții, pentru cei bolnavi, pentru cei nemântuiți, pentru cei care trec prin suferință. Ne rugăm Domnului! Doamne, Tată Ceresc, vin înaintea Ta de nou și îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Amin. De dimineața mă bucur plăcerea să fii cu noi, să mulțumesc pentru ziua de astăzi. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Te rugăm frumos. Amin. Mă rog și eu, Tatăl nostru care ești în cer, ca să te atingi de fiecare suflet menționat aici. Amin. De fiecare trup cu durere, Doamne, amin. Să te vindești, Doamne, să te atingi de fiecare parte, Doamne, și în dragostea ta, Doamne, te rog din suflet să pui pacea ta în inimile noastre. Amin. Să pui din nou dragostea ta în inimile noastre. Amin. Să ne ajuți, Doamne, să te vedem pe tine în toate și să te urmăm pe tine și amin. Să fim împreună cu slavă. Amin. 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 Iubire cuvântat, fii glorificat în mijlocul nostru în această seară, Doamne, primește lauda buzelor noastre și a vieților noastre. Amin. Te rugăm să te îndur de fiecare caz, în mod special, Doamne, de cei care au fost amintiți în această amin. Seară, Doamne. Știu că pe parte spital sau acasă în fața computerului, Doamne, sau oriunde ne-am aflat, Doamne, Tu ești gata ca să ne întâlnești pe fiecare. Amin. De aceea, în mod special pentru pătușii mea, Doamne, vreau să te îndur de astea. Amin. 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 Binecuvântează, Doamne, și pe frații care au fost amintiți, surorile care au fost amintiți. Amin. Dorim tot să ne lăsăm în brațele tale de Tată. Știm că Tu ai cea mai bună grijă de noi. Amin. Îți mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Amen.
Amin. Iartă-te. Amin. Poate că am vrut să facem ce mai mare bine și totuși meu se ține de multe ori din noi. Te rugăm acum, bine, bine, mâna la masă, la spală mâna la masă. Amin. Ocupăm-l-o. Sorry. Ne proștem la picioarele tale, Tatăl nostru din cerul, și îți mulțumim pentru bunătatea ta. Amin. Îți mulțumim pentru prezența ta. Amin. Te rugăm, Doamne, pentru toți aceia care au fost amintiți, sau poate care n-au fost amintiți și au nevoie de atingerea ta. Te rugăm, Doamne, ca tu să te atingi după masă. Amin. Te rugăm, Doamne, ca tu să ne pregătești pentru cuvântul de a Amin. Ajută-ne, Doamne, să fim recunoscători pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Amin. Ocupăm locurile și vom continua să lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi copiii vor avea programul lor în seara aceasta. Curățit ești tu.
iubei credincios crucea purtând, curat prin sângele lui Iisus. Vei urma condus pe al lui Iisus, curat prin sângele lui Iisus. Curat-ți ești și tu, sângele răscumpărător. Haina ție curată ca și zăpada, prin sângele al lui Iisus. Curățit ești și tu, prin sângele răscumpărător. Haina ție curată ca și zăpada, prins în sângele al lui Yeah.
Or fi și alți dumnezei, no, no, no. Cu trenul pot să ajung? Nu, nu, nu. Cine? Aia este Iisus. Aia este Iisus. Aia este Dumnezeu. E doar una și calea e. Cine? Thank you.
Încă o dată vă spunem un bun venit tuturora în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. În mod deosebit, în seara aceasta, îl salutăm pe fratele păstor Cristi Toader din România împreună cu noi. Fratele va vesti cuvântul Domnului, Domnul să-l binecuvinteze. Tot din România este cu noi fratele Nicolae. Fratele s-a oprit la noi când a venit din România, s-a dus în California și am înțeles că fratele are un salut. Frate Nicolae. Complet, fraților, ce n-am mai avut nimic acum, dânsa povestea, după un an și jumătate povestea ceea ce i s-a întâmplat, puterea lui Dumnezeu. Nu știu, mie mi s-a părut așa, că vă dați seama, pe timpul ăla, până 87, în biserică erau cel puțin doi securiști oficiali. Bașca, care mai erau și ăștia care se ducea cu vioara, mai cânta. Ăștia erau neoficiali. Așa că vă dați seama nu, cât risc. Și a luat sora asta ca să spun așa ceva și zicea, fraților, vreau să trăiesc acum, să spun la câți am spus că nu există Dumnezeu. Să spun că există Dumnezeu, că Dumnezeu m-a vindecat, nu iau medicamente, n-am mai luat nimic, absolut. O minune a lui Dumnezeu. Eu am crezut că dacă ar fi spus timpurile astea, acum zic că am mai înflorit-o, ea mai, știți, nu prea e chiar așa adevărat. Dar atunci să spui cu atâta curaj, pentru că probabil o fi avut ceva urmări sau nu știu ce s-o fi, nu mai știu ce s-a întâmplat. De-aia sunt convins că Dumnezeu și la ora actuală face minuni și vindecă. Amin. Vindecarea e tot la Dumnezeu. Amin. 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 Vă mulțumim. Slavă Domnului pentru lucrările mari pe care El le face. Aș vrea să continui aducându-vă aminte. Vineri vor fi repetițiile obișnuite, orchestra la ora 6, apoi corul mixt, corul copiilor la ora 7 și apoi grupul de laudă și de închinare. Duminica viitoare sărbătorim intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Cu ocazia aceasta copiii vor avea un program de dimineață și după masă. Vom avea bucuria să întâlnim pentru prima dată în casa Domnului pe Lois Abigail Căpraru. Știu ce cuvântul Abigail mi-a rămas, parcă primul ar vrea să zic Abigail, dar ea este Lois Abigail Căpraru, fetița lui Gabi și a lui Cosmin. Domnul să-i binecuvinteze pe ei, pe Lois, și Domnul să binecuvinteze lucrarea lui. Serviciile obișnuite din casa Domnului sunt dimineața la ora 9 și jumătate până la ora 11 și jumătate și apoi seara de la ora 6 la 8. Acum ne vom închina înaintea Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări comune.
să căutăm cântarea O Iisuse, a mea cruce, să-mi ajuți a o purta.
nou, adevărat și cu totul vrenic de primit, este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu. Amin. Iisus a venit pentru tine, în locul tău El a murit, și pentru păcatele tale El prețul cel greu l-a plătit. O, unde să afli în lume un altul să fie ca El, un altul să ierte atâta și să te iubească la fel. Iisus s-a rugat pentru tine, deși tu pe El l-ai lovit. Umil a venit să slujească, deși tu l-ai batjocorit. O, unde se afli în lume un altul să fie ca El, un altul să ierte atâta și să te iubească la fel. Iisus îți cunoaște păcatul și totuși te roagă și acum. El, Regele lumii, te așteaptă cu brațele netinse în drum. O, unde se afli în lume un altul să fie ca El, un altul să ierte atâta și să te iubească la fel. O, unde se afli în lume un altul să fie ca El, un altul să ierte atâta și să te iubească la fel. Amin. Vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. În această seară, așa cum l-am primit din partea Domnului prin Duhul Sfânt pentru noi, ca și cuvânt care să fie îmbărbătare, să fie mângâiere, să fie speranță, este găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 27. Am să citesc câteva versete din acest capitol, versetul 20 în continuare, Faptele Apostolilor, capitolul 27. Spune cuvântul Domnului: soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați ca să nu fi
pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Amin. Amin. Să plecăm ființele înaintea Domnului și fiecare în inima noastră să spunem: Doamne, vorbește în această seară. Amin. Tată Ceresc, dacă suntem aici, este har. Amin. Și este dragoste din partea ta revărsată peste noi. Îți mulțumim pentru asta, lăudăm și glorificăm numele Tău, pentru că ești vrednic de toată lauda și de cinstea. Binecuvintează Biserica Emanuel, Doamne, din loc. Doamne, binecuvintează lucrarea care se face aici. Și mulțumesc, Doamne, că ai lăsat această biserică să fie un far luminos în această zonă. Doamne, deschide-ne inima pentru Cuvântul Sfânt. Doamne, dă-mi cuvânt din partea Ta și nu vreau eu să vorbesc, ci Duhul Tău, Tău Sfânt, ce te rog să vorbească. Mă rog și pentru vocea mea să mă întărești. Și, Doamne, fii la lucru în această seară. În numele Domnului Iisus te rugăm, Tată, prin Duhul Sfânt, ascultă-ne. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Iisus Hristos este Domnul. Lăudat să fie numele Lui, binecuvântat să fiți toți care în această seară ați ales să fiți în acest loc unde se cheamă numele Domnului. Mă simt onorat ca să fiu cu dumneavoastră în această seară. Mulțumesc Domnului de harul de care mi-a făcut parte și m-am gândit, chiar dacă venind acum câteva zile în Chicago, am fost întâmpinat cu o vreme așa de frumoasă de iarnă, mă refer. Mă bucur că la Emanuel aici cu o vreme atât de frumoasă de vară și trupește, dar în mod special sufletește, spiritual. Am fost întâmpinat și am simțit această prezență a Domnului Iisus prin dumneavoastră și prin tot ceea ce ați făcut. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească și să vă dea har în continuare în slujire. Amin. Mulțumesc pentru dragostea cu care m-ați primit. Mulțumesc fratelui păstor Puiu Sârbu pentru dragoste, pentru primire. L-am sunat acum câteva zile, am ajuns în Chicago, nu știam când să ajung, îi spuneam fratelui Cosmin mai devreme că așa au fost lucrurile din partea, eu zic, al Domnului, că noi oamenii încercăm de multe ori să le rezolvăm și parcă niciodată nu le putem rezolva așa de repede, dar Domnul, El știe pe toate și îi dăm slavă și nu vrem decât voia Lui. Am ajuns aici pentru că Dumnezeu, cred că a îngăduit și sunt sigur că a îngăduit să vin pentru câteva vreme și când l-am sunat pe fratele păstor Puiu Sârbu și i-am spus că sunt revenit iar pentru o vreme scurtă aici în Chicago, m-am bucurat de dragoste cu care m-a invitat și m-a primit. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească. Și am ajuns la noua locație, se pare că pentru o vreme, din ceea ce am auzit eu așa scurt, și dragostea cu care am fost întâmpinat încă de fratele Timotei de la ușă. Și atunci așa încet încet fratele Cosmin, fratele Claudiu, fratele Tim și toți ceilalți frați, mulțumesc de toată dragostea, Domnul pe toți să vă binecuvinteze, pe toți vă salut și pe fratele Nica Trința salut, mă bucur să-l revăd aici la Emanuel și Domnul să lucreze cu har și în această seară, în acest loc. Amin. M-am rugat zilele acestea știind că o să ajung aici la dumneavoastră la biserică. Doamne, te rog să-mi dai un cuvânt din partea Ta ca să fie un cuvânt de zidire, un cuvânt eficient pentru întărirea credinței noastre și am primit acest cuvânt din partea Domnului și stând pe bancă am fost încântat să stau în prezența Domnului în acest loc. Sincer, fără nicio laudă, cu toate că ar fi numai laude pentru că ați cântat extraordinar de la grupul de închinare, de la copii, de la tot ce ați cântat, solo, tot ce a fost, slăviți să fie Domnul și ne bucurăm că suntem în prezența Domnului și în mijlocul laudelor este așa de minunat, glorificat să fie numele Domnului în veci de veci. Și Domnul mi-a dat un cuvânt, am văzut că este masa Domnului și am schimbat mesajul imediat, n-am avut pace și liniște, n-am putut să cânt numai la ultima cântare, am putut și eu să cânt un pic, să fiu așa mai eliberat, pentru că am vrut să am un mesaj, m-am zis, dacă e cina, frații au rânduit-o, hai să fiu și eu în contextul acesta, să nu zică frații că cine știe ce. Oricum am câteva predici de cină, special pentru cină, deci dacă va fi har în această perioadă, venim și la cină alt și altfel decât acum. Dar
Acest cuvânt a fost din partea Domnului și sigur va fi actualizat pentru masa Domnului, pentru noi, stând în fața acestei mese minunate, extraordinare, în amintirea ceea ce El a făcut pentru noi, în trăirea că viața Lui vrem să fie trăită în dreptul ceea ce suntem noi și nădejdea că vom trăi și vom sta cu El la masă pentru totdeauna, cred că este faptul care ne-a adunat pe noi în această seară. Și mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne curățească și prin Hristos, prin sângele Lui, inimile și viețile noastre, pentru că vrem în această seară să stăm curați la masa Lui și să ne apropiem de masa Sa în această curăție și sfințire. Doamne, primește-ne așa cum suntem la masa Ta. Aș vrea acest cuvânt pe care Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să privim în această seară înainte de masa Domnului. Și acest cuvânt este un cuvânt primit din partea Lui pentru mine ca să fie pentru noi în această seară. L-am primit eu, l-am experimentat de multe ori în viața mea și acum aș vrea împreună să-L trăim și să-L auzim și apoi când vom pleca de aici și vor fi momente grele în dreptul nostru, să fie un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de speranță, un cuvânt de alinare, acolo unde este nevoie de vindecare și tot ce Duhul Sfânt are nevoie pentru noi, fie acest cuvânt să fie din partea Lui în viețile noastre. Adevărul este că una dintre cele mai neplăcute realități ale vieții de credință este că din când în când Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite situații limită prin care omenește nu găsim soluții de ieșire. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri în viața noastră, fie ele, vorbesc metaforic aici, ori cu tremure, ori furtuni de un fel sau altul, toate având un scop să ne apropie tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu. Adevărul este că vrem, nu vrem, indiferent cine am fi noi, indiferent ce nume am purta, fără să ne întrebe prea mult, pur și simplu, furtunile vieții lovesc pe toate planurile și parcă de multe ori suntem zdruncinați și nu știm ce să mai facem, nu știm ce să mai credem. De fapt, pentru noi, pentru dumneavoastră, cei care suntem copii ai Domnului, Dumnezeu ne-a promis și ne-a spus că în lume, prin Hristos, Dumnezeu ne spune, vom avea necazuri. Dar vom îndrăzni, pentru că împreună cu El vom birui lumea. Doamne, îți mulțumim că ești cu noi și ești de partea noastră. Uitați-vă în acest cuvânt, îl văd pe Pavel, omul lui Dumnezeu de altă dată. În mijlocul furtunilor, și vreau să trec cât mai fugitiv peste această istorie ca să dăm partea practică în dreptul nostru. Atât de lovit era Pavel de furtună, dacă ne uităm de la versetul 18 mai departe, dar în mod special versetul 20, soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem ce? Orice urmă de nădejde, de scăpare. Dragul meu, nu știu când a fost ultima dată când ai fost cuprins de astfel de sentiment. Când ai fost poate trecut printr-un astfel de cuptor. Când ai fost trecut prin astfel de situație. Când ai pierdut orice urmă de scăpare, fie în viața ta personală, fie în familia ta, fie în biserică, nu știu. Poate chiar acum te confrunți cu astfel de evenimente. Când parcă simți că toate ușile ți s-au închis în față. Când încerci să lupți peste puterile tale și nu găsești nicio lumină din care să existe o speranță pentru tine. Parcă toate ușile s-au închis în fața ta și nu mai găsești nicio soluție. Și în final ai ajuns și tu să spui ca Pavel de altă dată, am pierdut orice urmă de speranță. Versetul 22 vine Pavel și spune așa de frumos, mă grăbesc, nu vorbesc așa de repede în general, dar astăzi este harul ca să vorbim și așa. Versetul 22, Pavel vine și spune, acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. M-am gândit la aceste cuvinte extraordinare. Pavel apare în mijlocul aceile furtuni, în mijlocul mulțimii care îl înconjura, care era cu el pe acea corabie, în acea furtună, în acea noapte groaznică, aș putea spune. Și au zis ce vine Pavel și spune înaintea celor de lângă el. Și este cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt pentru noi în această seară. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Sigur, dacă aș fi fost cu Pavel pe corabie, și dacă am fi fost împreună cu Pavel pe corabie,
Probabil ne-am întrebat de mai multe ori, oare am auzit bine? Sigur, în regulă, Pavel ăsta. Acum când furtuna e atât de mare, acum când problemele sunt atât de grele, cum este posibil într-o astfel de situație, omul ești în regulă să spui, fii cu voie bună? Când treci prin atâtea crize, oricât de care nivel ar fi, când vezi că trebuie să ieși din biserică și nu știi unde să mergi, cum să fiu cu voie bună? Cum să fiu pe pace? M-am gândit la acest cuvânt, Doamne, este pentru mine, pentru că de atâtea ori am trecut prin astfel de situații limită, când omenește nu știam ce să mai fac. De multe ori au fost acele situații, poate pentru dumneavoastră, când nu mai găseam nicio soluție de scăpare. Și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru care și-a dat viața pentru noi, în fața Lui suntem adunați în această seară. În numele Lui ne închinăm. La masa Lui vom sta în câteva momente. El are un cuvânt pentru noi în această seară. Și acest cuvânt este din partea Fiului Dumnezeu, a Prințului Vieții, a Prințului Luminii. Vă sfătuiesc, fiți cu voie bună. Acesta aș vrea să fie cuvântul din partea Duhului Sfânt în această seară pentru noi. Acum vă sfătuiesc, fiți cu voie bună. Dar cum pot să fiu cu voie bună când văd atâta durere, atâta suferință, atâtea probleme, atâtea uși închise, atâtea furtuni și tulburări? Cum pot să fiu cu voie bună? Cum pot să fiu pe pace? Cum pot să fiu cu liniște și pe liniște? Cum pot, în primul rând? Pot să fiu pe pace. Pot să fiu cu voie bună, știți de ce? Pentru că noi avem o convingere fermă. Convingerea noastră fermă este, uitați aici ce spune Cuvântul Sfânt, un înger al Dumnezeului. Pavel avea convingerea fermă că are un Dumnezeu viu. Slăvit să fie Domnul nostru! Dacă noi suntem în această seară aici la Emanuel, suntem pentru că am venit în convingerea că Dumnezeul nostru este viu și trăiește în veci de veci. În această seară noi suntem aici adunați pentru că avem această convingere fermă. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu viu, este un Dumnezeu care trăiește, este un Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult. Și doar datorită dragostei sale, noi astăzi, mai târziu puțin, vom sta la masă cu El. Doar datorită dragostei sale, noi astăzi avem acest har ca să putem fi în acest loc. Dragul meu, adevărul este că fiecare om de pe acest pământ își are Dumnezeul său. Chiar și ateii, cei care neagă existența lui Dumnezeu, se închină în fiecare zi unui Dumnezeu sau mai multor Dumnezei. Unii se închină eului, alții se închină pântecelor, alții se închină alcoolului sau așa mai departe. Dar știu că cel mai clar se vede ce fel de Dumnezeu avem. Știți când? Atunci când trecem prin situații limită, când trecem prin situații când omenește nu știi ce să faci, când trecem prin situații când pierdem orice urmă de speranță, acolo se vede ce fel de Dumnezeu avem noi. Dragii mei, poate atunci când am pierdut pe cineva drag, poate atunci când durerea în familie a fost atât de mare, poate atunci când boala ți-a cuprins viața ta sau viața cuiva drag familiei tale, durerea parcă ai simțit-o atât de mult și parcă nu mai aveai nicio urmă de nădejde și de scăpare. Dar pentru că am avut un Dumnezeu viu, pentru că am avut un Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult și căruia e pasă de noi, Hristos prin Duhul Sfânt ne-a întărit convingerea noastră că Dumnezeul nostru, chiar dacă poate nu-L vezi întotdeauna, dar simți că este cu tine. Chiar dacă câteodată crezi că este departe de tine, este atât de aproape. Chiar dacă câteodată ți se pare că te-a lăsat singur și vezi doar urmele tale pe nisip, nu uita că te ține în brațele Lui și te iubește atât de mult. Dragul meu, acolo este adevăratul test. Acolo se vede ce fel de Dumnezeu avem noi. Sunt convins că împreună cu Pavel pe corabie erau o mulțime de oameni care și-aveau Dumnezeii lor. Dar știți ce mi-a frapat când am citit acest cuvânt și când am primit această călăuzire din partea Duhului Domnului? Atunci când a lovit furtuna, Dumnezeii lor, oricât de mulți au fost, au falimentat. Dar Dumnezeul nostru, slăvit să fie El, a rămas în picioare și este viu în vecii vecilor și a fost de partea lui Pavel. Aceilalți Dumnezeu au falimentat, dar al nostru a venit victorios și este victorios întotdeauna. Este Dumnezeul nostru.
Da, ce minunat Dumnezeu aveam. Da, slăvit să fii Tu, Doamne, că ești atât de bun și ești atât de mare pentru noi. Dar uitați-vă în acest cuvânt. Văd în acest text din partea Domnului că Dumnezeul lui Pavel și Dumnezeul nostru de altă dată și astăzi Dumnezeul nostru nu numai că a rămas în picioare, dar a avut o soluție pentru toți care erau în corabie. Au avut o soluție pentru cei care erau lângă Pavel. Și acum, iubitul meu, atunci când îți pierzi orice urmă de scăpare, atunci când nu-ți mai rămâne nimic în viața ta și ai pierdut orice urmă de nedejde, amintește-ți că Dumnezeul tău este viu. Amintește-ți că Dumnezeul tău este real și are o soluție pregătită și pentru tine. Noi astăzi, dacă stăm la masă cu Mântuitorul nostru, stăm pentru că noi avem o convingere fermă. Hristos al nostru trăiește și este viu. Dragostea lui ne-a adunat și suntem împreună nu datorită meritelor noastre, ci datorită dragostei sale, datorită bunătății lui, datorită faptului că a murit pentru noi. Și suntem aici ca să ne ducem aminte de ceea ce El a făcut pentru noi. Suntem aici ca să primim din cuvântul Lui, ca să trăim viața de fiecare zi plăcută înaintea Lui, în nădejdea așteptării și a revederii cu El în glorie, în slavă, la dreapta Lui în veșnicie. Iubiții mei, acum vă sfătuiesc, fiți cu voie bună, poate treci prin probleme, poate treci prin necazuri, nu știu prin ce treci, Duhul Domnului te cunoaște și îți cunoaște inima, dar te sfătuiesc în al doilea rând, fii cu voie bună, fii pe pace, știi de ce? Pentru că noi avem o identitate clară, noi avem o identitate divină. Nu uita, tu ai o convingere fermă, Dumnezeul nostru este viu, slăvit să fie El. Dar noi avem o identitate divină. Pavel vine și spune, Dumnezeul căruia îi slujesc eu. Pavel se prezintă pe sine ca și roba lui Hristos. Își arată identitatea lui. Pavel nu vine și spune, eu vin în această corabie ca și un întemnițat. Nu vin ca și un înfrânt, nu vin ca și unul care a trecut prin furtună, prin probleme, nu. Pavel vine și își arată identitatea lui clară. Dragul meu, dacă ești în această seară, în acest loc, ești pentru că Dumnezeu ți-a dat harul ca într-o zi prin Hristos să ai și tu parte de mântuire, să ai și tu parte de viață veșnică. Dar nu uita niciodată de identitatea pe care tu o ai. Ai o identitate divină, ai o identitate veșnică, ești copil de Dumnezeu. Uitați-vă la cuvântul Sfânt și aș vrea împreună să deschidem la Isaia 41, versetul 10. Este un cuvânt atât de frumos și de clar pentru noi în această seară. Uitați-vă la acest cuvânt care vine și spune, chiar versetul 9, ultima parte, aș vrea să citesc. Și acest cuvânt aș vrea să fie pentru fiecare în parte. Tu, orice nume porți, frate Timotei, frate Cosmin, frate Puiu și orice nume porți, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. În orice furtună te-ai aflat, dragul meu, nu uita cine ești și cui îi aparții. Tu ești copilul regelui. Ești înfrățit cu Hristos, Mântuitorul nostru, care vom sta la masă în câteva momente. Ești parte din turma lui cea mare. Și poate câteodată, eu, Cristi Toader, a fost acea 100 oaie, prins în spinii păcatului a lumii acesteia. Hristos atât de mult m-a iubit și m-a recunoscut că sunt copil de Dumnezeu, că sunt copilul lui. Și a lăsat celelalte 99 de oi și a venit după mine acea 100 pierdută. Știți de ce? Pentru că eu sunt copil de Dumnezeu și oriunde aș fi, El vrea să mă ridice. Și mi-a întins mâna către mine și m-a ridicat și m-a readus în turma Lui. Aici este locul dumneavoastră. Aici este locul în care Hristos vă vrea să fiți, în turma Lui. Identitatea divină pe care noi o avem nu este datorită nouă, este datorită jertfei Lui. Într-o zi ca aceasta nu ne amintim de Mântuitorul nostru care a stat între cer și pământ,
întins pe crucea Golgotei, știți de ce? Să reunească pământul cu cerul, să mă reunească pe mine cu Divinul, cu Dumnezeu. El pentru asta a stat pe crucea Golgotei. De aceea, dragul meu, fii cu fruntea sus, fii cu bucurie. Orice probleme ar veni, orice situații prin care ar fura bucuria ta, nu uita că tu ești o identitate divină, chiar dacă toate vor dispare. Așa mi s-a rupt puțin inima și sufletul, așa cu durere, când fratele Timotei îmi spunea de biserica unde v-ați adunat, că au și dărâmat-o deja. Și vorbeam puțin cu fratele Timotei la ușă, îmi spunea, parcă, frate, sunt vremurile înainte de comunism, înainte de revoluție, scuzați. Când parcă ușile se strâng, parcă toate ușile se închid în fața noastră. Și știți ce m-a bucurat? Așa un cuvânt încurajator îmi spunea fratele Timotei, dar Dumnezeu e cu noi și nu ne va lăsa. Știi de ce? Pentru că tu ești identitate divină, ești copil de Dumnezeu. Păi, oare regelui nu-i va păsa de noi? Oare regelui în casa căruia se înalță numele său? Oare el în mijlocul laudel nu se simte bine? Oare va îngădui el răul și va îngădui el nimicirea? Niciodată. El este cu noi și este de partea noastră. Apoi, în al treilea rând, fii cu voie bună, fii pe pace, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, știți de ce? Pentru că noi avem o asigurare garantată. Avem o asigurare garantată. Vine Pavel și ne spune lor, acum vă sfătuiesc, fiți cu voie bună, fiți pe pace, de ce? Pentru că un înger al Domnului mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, nu te teme, Pavele, nu te teme, frate și soră în Domnul Iisus Hristos. Nu te teme, tu ai o asigurare garantată. Vedeți, noi ca oameni mai ne spunem, da, așa va fi. Și mai ne dăm cuvântul, vorba cuiva și apoi zice, ne luăm înapoi că e al nostru. Nu, 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 nu merge la noi. Dar al nostru să fie da și nu al nostru să fie nu. Ce altceva e de la cel rău. Noi avem o asigurare garantată. Și această asigurare nu este pe baza vorbelor unui om, ci este o asigurare garantată pe baza cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, că El va fi cu noi întotdeauna și El ne va păzi. Și dacă vom trece prin orice, El va fi de partea noastră și va fi cu noi. Haideți să deschidem împreună la Isaia 43, versetul 2. Îmi place așa de mult aceste versete. Isaia 43, versetul 2. Și auziți, cum să nu ai liniște? Cum să nu ai pace? Cum să nu fii cu voie bună? Prin orice vei trece în această lume când auzi acest cuvânt extraordinar. Și acesta este pentru noi în această seară și pentru dumneavoastră. Hristos, Cel din ceruri, ne vorbește fiecăruia și El ne spune nouă în prezent astăzi, prin acest cuvânt, prin Isaia 43 cu 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Dragul meu, ce asigurare mai frumoasă, ce cuvânt mai minunat în fața încercărilor și a ușilor închise decât acest cuvânt care vine de sus, de la Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, să-L vii să fie El. Dacă vei trece prin oricare ar fi aceste încercări, în fața apei, în fața focului încercării, tu ai cea mai puternică asigurare care este cuvântul Sfânt. Și acest cuvânt este Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Iubită biserică în Domnul Iisus Hristos, poate ați trecut prin aceste situații mai aparte, acum cu schimbarea de locație, ca biserică. Tulburări, deznădejde. Asigurarea cea mai frumoasă este că Dumnezeu cu niciun chip nu vă va părăsi. Este cuvântul divin, este făgăduința sfântă a celui preanalt și ceea ce El promite și ceea ce El făgăduiește mai devreme sau mai târziu, va duce la bun sfârșit. Apoi, în al patrulea rând cu care vreau să mă apropii de încheiere în această seară, da,
acum vă sfătuiesc, fiți cu voie bună. De ce? Pentru că noi avem o destinație sigură. Noi avem o destinație sigură. Și așa de mult îmi place aceste cuvinte. Vine Îngerul Domnului și spune la Pavel: Pavele, finalul tău nu este să te pierzi de această furtună. Pavele, eu am o altă țintă pentru tine, un alt scop. Tu trebuie să ajungi înaintea cezarului și să mă reprezinți pe mine acolo. Să arăți cine sunt eu. Acest aspect este așa de important și mi-a plăcut atât de mult. Pavel, destinația ta nu este furtuna, nu este catastrofa în care te găsești. Eu am altceva pentru tine. Eu am o altă direcție pentru tine. Eu am altceva pregătit mult mai frumos pentru tine. Dragii mei, noi astăzi vom sta la masă cu Mântuitorul nostru. Și spune Mântuitorul nostru în Matei, capitolul 26, versetul 26 și acel paragraf: nu voi mai bea din acest pahar al viței și nu voi mai mânca din această pâine, până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Ne-am gândit la masa Domnului ca o perspectivă a trecutului, ca amintire. Mă gândeam la cina Domnului în aceste clipe, acum când vorbesc din partea Domnului, la masa Domnului ca o perspectivă prezentă, când învăț că trebuie să trăiesc cuvântul Lui și să arăt că eu sunt al Lui. Dar mă gândesc la această perspectivă a speranței, a nădejdii, acea speranță, acea nădejde că într-o zi eu voi fi cu Mântuitorul meu, la dreapta Lui în veșnicie, la dreapta Tatălui în veșnicie, și voi sta cu Domnul la masa cerească. Eu sunt cu liniște, sunt pe pace, chiar dacă vin probleme, chiar dacă vin încercări, chiar dacă vor veni persecuții sau prin orice vom trece. Noi avem o destinație sigură și această destinație sigură este că într-o zi vom ajunge în locul pe care Hristos ne l-a pregătit și a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți că sunteți cei mai de preț înaintea lui Dumnezeu? Știți că pentru dumneavoastră Hristos a mers în cer să vă pregătească un loc, ca unde este să fiți și dumneavoastră, să fiu și eu și să fie toți copiii Lui? Fiți încurajați de acest cuvânt. Versurile unei cântări rămân valabile chiar și astăzi. Destinul tău e să învingi. Când ești căzut, să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău este scris acolo, în cartea vieții, nu datorită mie. Nu sunt vrednic de nimic. Sunt vrednic doar să îmi arăt păcatul meu și nelegiuirea mea și slăbiciunile mele și păcătoșenile mele. Dar mă bucur că datorită lui Hristos, pe care eu îl sărbătoresc și noi îl sărbătorim astăzi, stând la masă cu El, eu mă bucur de o nădejde vie pe care o am, că eu am o destinație sigură și destinația mea este că într-o zi voi fi cu El. Chiar dacă a trebuit pentru dumneavoastră să vă mutați de unde v-ați mutat aici și chiar dacă Domnul v-a mai îngăduit să vă mutați într-un loc, eu tot nădăjduiesc că pe pământul acesta Dumnezeu v-a pregătit deja locul în care să fiți statornici, să fie locul în care dumneavoastră să vă închinați, să fie locul dumneavoastră aici pe pământ. Dar cu toate acestea, există un alt loc atât de minunat pe care El ne-a pregătit și această destinație este că într-o zi vom fi cu El pentru totdeauna. Frați, surori, cât despre noi, destinația noastră nu este atât de mult o destinație pământească, cât destinația noastră o așteptăm ca să vină. Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, unde nu va fi durere, unde nu va fi suferință, unde nu va fi necaz, unde pentru totdeauna vom fi cu Domnul nostru. Prea iubiții mei, priviți dincolo de furtuna în care vă aflați, priviți dincolo de problemele care vor veni, priviți dincolo de ceea ce putem vedea cu ochiul fizic, la acel țărm ceresc, la acel locaș extraordinar care parcă se întrezărește tot mai mult, la acel locaș care parcă, dincolo de lupte, de probleme și de greutăți, vedem o casă pregătită de Domnul Iisus pentru dumneavoastră, pentru noi, ca și copii ai Lui. Fiți cu voie bună, sunteți copii de Dumnezeu
sunteți aleșii Lui. Fiți cu voie bună, că astăzi Hristos atât de mult ne-a iubit că mai ne dă harul să stăm la masă cu El. Împreună cu mine, Doamne, prin sângele Tău, sfințește viața mea. Împreună cu biserica Ta, sfințește-ne pe fiecare. Și, Doamne, vrem curați să stăm la masă cu Tine. Iar Emanuelul din acest loc, Doamne, să-L ai în pasa Ta și în mâna Ta și în planurile Tale de binecuvântare pe viitor și în prezent. Amin. De la versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Îmi dau seama că făcând lucrul acesta de atâta vreme, înțelegem semnificația pâinii, semnificația vinului. Aș vrea să subliniez în seara aceasta însă un singur lucru. În momentul acela în care evreii și Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii ca evrei au sărbătorit ieșirea din Egipt, Paștele, comemorând trecerea lor din, scoaterea lor din Egipt, ziua în care mânia lui Dumnezeu a trecut pe lângă. Pentru noi, și așa cum a instituit Domnul Iisus Hristos, în pâinea care este trupul său, este scoaterea noastră din păcat. Este trecerea mâniei lui Dumnezeu, în care noi care am păcătuit și care suntem vinovați, suntem sub judecata lui Dumnezeu, am fost scăpați de această judecată prin faptul că în sângele lui Iisus Hristos păcatele noastre sunt iertate, păcatele noastre sunt ispășite. În nădejdea aceasta și cu încredințarea aceasta, că toți aceia care ne-am pus credința în Domnul Iisus Hristos și la vremea potrivită, atunci când El ne-a vorbit, am spus, Doamne, și eu sunt un păcătos. Recunosc păcatul meu, recunosc că ai murit pe cruce pentru mine, recunosc că ți-ai dat viața pentru mine, recunosc că ești Mântuitorul meu, recunosc că ești viu în vecii vecilor, recunosc că te vei arăta într-o zi pe pământ. Facem lucrul acesta, așa cum amintea și fratele Cristi, în nădejdea aceasta, într-o zi, frați și surori, după ce Iisus Hristos va veni și va lua biserica Lui cu El, atunci vom sta la masă împreună cu El, atunci Îl vom vedea pe El, atunci vom sărbători această biruință, dar până atunci, seara aceasta este o seară în care sărbătorim biruința Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și suntem gata să ne apropiem inimile noastre de acest Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, care ne-a adus biruința, haideți ridicați în picioare, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca binecuvântarea Lui să fie peste inimile noastre, peste pâinea aceasta care simbolizează trupul Lui, și aș vrea să îl rog pe fratele Cosmin să ceară binecuvântarea peste pâinea aceasta. Slăvim numele Tău de Tată în această seară, în mod special, Doamne, pentru cuvântul care l-am auzit. Îți mulțumim că ai un cuvânt de încurajare pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim că dorești ca să ne spui că trebuie să avem voie bună și pace, Doamne, pentru că ești Dumnezeul nostru. În mod special, Doamne, îți mulțumim pentru pâinea care ne stă în față și care reprezintă trupul Tău, Doamne, trupul Tău care a fost frânt pentru păcatele noastre. Te rog să o binecuvintezi în această seară și binecuvintează și viețile noastre în ascultare de Tine. Acestea le cerem în numele scump al lui Iisus. Amin. Amin.
seara aceasta și îți mulțumim pentru Domnul Iisus, pentru că l-ai dat pentru noi, pentru păcatele noastre, ca noi care am sortit din morții și păcatului, Doamne, și iadului, Doamne, îți mulțumim că prin El avem viață și încă viață pentru Iisus. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvânteze fiecare care în această seară a venit aici. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți ca să ajungem cu Tine slavă. Amin. La masa aceea care o putem lua cu Tine slavă. Amin. Doamne, Te rugăm ca Tu să te îndurci și de cei dragi ai noștri. Amin. Doamne, lucrează și la inima lor, Doamne, și fă-i să înțeleagă că fără de Tine sunt pierduți. Amin. Doamne, Te rugăm ca Tu să te înduri de cei care sunt nemântuiți. Doamne, Te rugăm ca Tu să le dai înțelepciune ca să cunoască voia Ta. Amin. Fiecare din noi, Doamne, dă-ne înțelepciune și ajută-ne ca voia Ta să împlinească în viața noastră. Amin. Binecuvântează, Te rugăm, și paharul acesta. Amin. Simbol a sângelui vărsat pentru noi și pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ne faci după ceea ce suntem noi, ci ne faci după bunătatea Ta. Amin. Amin. Luați paharul acesta ca semn al mântuirii, moartea lui Hristos, când a venit mărire. Să aibă
parte de mântuirea veșnică. Pe aceia care și-au pierdut pe cei dragi, te rog să le dai mântuirea ta. Îți mulțumesc pentru aceia care te-au cunoscut pe tine. Te rugăm frumos, Doamne Dumnezeule, să ne ajut să păstrăm în noi nădejdea de aceasta. Mulțumesc pentru că ne-ai promis că vei veni după biserica. Doamne Dumnezeule, ajută-ne ca nimeni și nimic să nu ne despartă. Amin. Te rog să faci ca harul bogat al Domnului Iisus Hristos, iubirea Părintelui Cerește, părtășia cu Dumnezeu, să fie și să rămână cu noi, și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Lăudați să fie Domnul, să aveți o săptămână bună cu Domnul.